Salutare tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit la o nouă promovare specială pe canal. Astăzi îl promovăm pe Schilder 88. Și înainte de a episodul, va ruga să vă dați în descriere dacă vreți promovări, pentru că toată lumea mă întreabă, voi și pe Facebook bă, mă întreabă cât cer pe promovare și pe site, cât cer pe promovare, Fraților, Descrierea și, de, uh, și descrierea obișnuită de la videoclipul și descrierea canalului este prietenul vostru. Hai să vedem! info. Salut și bine m-am găsit pe canalul meu. Ok, în primul rând are un banner foarte, foarte fain. Are și un avatar foarte șmecher, în schimb bannerul chiar m-a atras cu ciocanele astea lui Eu n-am mai văzut chestii de astea în C4D sau cum e cu astea, mă rog. Um, acest canal se bazează pe MCHG, după cum vedem și cum ne spune. Uh, aici aveți Skype-ul lui, abonați atinși, mamă, mi-aduc aminte când făceam și eu de asta cu abonații atinși, mă rog. Um, bun, hai să vedem uh, după cum vedem are 3 episoade, deci nu s-a apucat abia de o săptămână și hai să vedem cum merge. Hai să-l dau mai tare. Bă, ați văzut că scrie aici că are BDR-ul de la live, ok, are 720 pe 60 ok, are microfon bun. Um, hai să dau un episod mai nou. Hai să-l dau pe sal 3 să vedem dacă e ceva ok. Da, parcă de vede altfel. Merge mie e greu. Ok, mamă, netul meu e panorama. Ok, ce să... Hai să dau mai departe, poate merge mai bine. Bă, după cum vedem, are calitate video. Are 702. Are... A, ah, ok. Băiatul are mai nou. 1080 p 60 frame rate HD. Se vede chiar mai bine ca la mine, mamă ce mai enervează netul meu. Ok, când să fac și o promovare, hai să dăm mai departe să vedem dacă e tot ok, dacă se mișcă frumos. Nu e de la el, e de la mine. Ok, bă, ved, văd că bidrate-ul lui e mai ok decât a meu, deci, hai vedem, are și descriere. Ok, are și descriere. Bă, interesant, adică, vă puteți uita și în descriere la el, că, bă, e importantă descrierea asta e foarte importantă și aici avem abonamentele. Astea l-aș eu să le pună pe privat pentru că nu, mie nu, nu cel puțin mie nu-mi place să se vadă când mă abonez eu la lume aici. Nu știu, le țin pe privat. Hai să ne uităm și la episodul numărul 2. Um. Ok. Bă, cred că asta e o modă, vreau să facă negru la început. Bă, fraților, sincer, mie îmi place calitatea microfonului lui. Are un microfon destul de ok și o calitate video foarte ok pentru ce pot, adică băiatul e chiar ok pentru început. Eu dau un subscribe aici și hai să încercăm să-l aducem la cât mai mulți abonați, nu știu, vedeți dacă vă place, dacă chiar o să vreți să primiți content de la el, să, să nu știu, să fie acolo primit cât așa, poate se ține băiatul, uh, adică, nu știu, chiar v-aș recomanda, o să-l aveți și la box, de fapt, eu, hai să-l pun eu acum ca să-l mai uit. Uh, ok, oh my god, astea sunt notificări de pe Facebook, asta, se e furcurie. Uh, hai să-l pun aici la notificări și v-am spus, dacă vreți un over, puteți să voi, uh, vă văd ce să-mi și să mă contactați pe Skype după. Pac, dăm aici, dacă mi și merge netul, pentru că calculatorul meu e dus, vă dic. Bun. Um, S-a <laughs> <s> blocat. Vă <laughs> fac și eu o dată promovare, se blochează, frate. Deci nu pot să crede, nu? Ok nu-l mai punem la O să-l pun la box după ce revine YouTube-ul pentru că e o porcărie. Deci, uh, redațiile pe toate. Aia, are un playlist sau... Da, vă că după playlist. Ok, îi dau și un like aici ca să se... Ca să se țină cât mai mult. Da, vă v recomandat să intrați pe canalul lui și cam asta a fost și promovarea. O să-l găsiți la box. Uh, în descriere, link-ul și o adnotare pe ecran. Vă pup, și ceau!